Pasajul pe care l-am citit în această dimineață, capitolul 3 din Evrei, urmează unei descrieri pe care autorul cărții Evrei o face despre Domnul Iisus Hristos în capitolul 1 și în capitolul 2. De aceea el spune, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre în versetul 1, pentru că până la punctul acesta autorul l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea și splendoarea lui. Pasajul de față se împarte în două părți. În primele 6 versete, de fapt, pasajul acesta împarte într-un fel audiența autorului și am putea spune că și astăzi lucrurile sunt la fel. Împarte audiența autorului în două părți. Avem de-a face în primul rând cu oameni care sunt credincioși, care sunt credincioși și sunt chemați să persevereze în această credincioșie sau să continue în această credincioșie. De aceea prima chemare pe care o face apostolul în versetul 1 este ca să perseverăm în a ne uita la Domnul Iisus Hristos, a ne concentra la Domnul, a medita la Domnul Iisus Hristos. Iar a doua chemare pe care o face apostolul în versetul 7 o face pentru aceia care sunt din adunare, cum erau și în vremea lui în adunare, evrei care veneau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu, dar încă nu erau hotărâți pentru Domnul Iisus Hristos. Erau în adunare, dar încă nu luaseră, să spun, această decizie sau hotărâre sau nu crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Sunt două categorii de oameni pe care le vom vedea imediat în pasajul acesta. La prima categorie, care erau credincioși, le cere să persevereze în credincioșie. La a doua categorie, care încă nu erau credincioși, dar în sensul Noului Testament, că erau evrei credincioși într-un sens al Vechiului Testament, acestor oameni apostolul le cere să creadă în Domnul Iisus Hristos. În primul rând ne uităm la această chemare la credincioșie pe care autorul cărții Evrei ne-o adresează nouă, la fel cum a adresat-o credincioșilor din vremea lui. Chemarea la credincioșie este o chemare care răsună în toate veacurile pentru orice credincios. Cine a crezut în Domnul Iisus Hristos trebuie să continue să creadă în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu-i suficientă o credință inițială. Am crezut acum 30 de ani. E bun lucrul acela, dar este necesar să existe o perseverență în această chemare. Și v-aș invita să vă uitați, dacă aveți Biblie și le-ați deschis, în Evrei capitolul 3, în primul rând să vă uitați la versetul 1, unde apostolul și autorul cărții adresează această chemare. Uitați ce spune el. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Observați așadar că aici vorbește despre frați sfinți, oameni care erau copii ai lui Dumnezeu, și spune despre ei că au avut deja parte de un privilegiu, și anume, au avut parte de chemarea cerească. Când vorbim despre chemarea aceasta biblică, chemarea la mântuire, ar trebui poate să o asemănăm cu alte chemări. Când te cheamă la masă, când te cheamă să-ți plătești amenda, când te cheamă primarul sau când te cheamă să-ți dea o subvenție sau când te cheamă nu știu cine. În situații în care chemarea nu ne place, în situații în care chemarea ne place. Ni se pare nouă că e favorabilă nouă. Însă, chemarea pe care Dumnezeu ne-o face nu este o chemare omenească. V-ați simți important sau favorizat dacă v-ar chema o personalitate foarte mare din lumea asta? Ce știu, să vă cheme președintele țării? Sau, acum, dacă nu vă place președintele țării, nu v-ați simți bine. Dar dacă v-ar chema o personalitate pe care o respectați, da? Probabil că ceva s-ar întâmpla în inima noastră. Chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o nouă la mântuire este o chemare, spune aici, cerească, nu omenească. Nu există nicio chemare pământească care să se asemene cu această chemare divină, cu această chemare care vine din cer. Și aici învățăm un lucru foarte important. Creștinismul ne învață că Dumnezeu este cel care pornește în căutarea omului. Nu omul se duce în căutarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a pornit în căutarea omului. Avem exemplu acesta clasic, chiar de la primul om care s-a răzvrătit și a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a dus și l-a căutat pe Adam. Nu? Dumnezeu s-a dus și l-a căutat pe Adam. Nu Adam s-a spus, Doamne, am făcut o prostie, am stricat toată lucrarea ta, Doamne, unde ești? Nici vorbă. Adam stătea pitit acolo, da? Și aștepta de frică. Dumnezeu a pornit în căutarea omului. Și din toate veacurile și din toate timpurile, acesta este principiul. Dumnezeu pornește în căutarea omului. Dumnezeu
constrânge într-un fel omul. Dumnezeu creează circumstanțe, Dumnezeu trimite oameni, Dumnezeu iluminează și cercetează și convinge prin Duhul Sfânt ca omul să ajungă să audă Evanghelia și să fie străpuns de această Evanghelie, pentru că chemarea sfântă a lui Dumnezeu cerească este o chemare puternică. Nu e așa ceva rostit, haideți la mine. Nu este doar atâta, este o chemare care este însoțită de puterea Duhului Sfânt, de convingerea Duhului Sfânt, care este o putere pentru mântuire. Acesta este modul în care noi am experimentat fiecare dintre noi acest privilegiu a chemării eficiente, cerești, care a venit din partea lui Dumnezeu. Am simțit că ne cucerește inimile, că ne iluminează inimile. Acesta este privilegiu și pentru că avem acest privilegiu de a fi chemați, de o chemare cerească, da? Nu suntem chemați la pământul ăsta, suntem chemați la cer, suntem chemați în prezența lui Dumnezeu, suntem chemați să fim o veșnicie cu Dumnezeu, pentru că avem parte de această chemare. Apostolul spune că atașat de acest privilegiu, adică de a avea chemare cerească, este și o poruncă. Da? Avem un privilegiu, dar avem și o poruncă. Și iarăși, de fiecare dată când Dumnezeu ne dă privilegii sau binecuvântări, Dumnezeu atașează de aceste privilegii și binecuvântări niște porunci. Nu ca să completăm noi ceva la privilegiul lui Dumnezeu, ci porunca pe care Dumnezeu ne-o dă este un fel de răspuns natural al nostru față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Noi putem să spunem, Dumnezeu a făcut totul pentru noi, nu avem niciun fel de problemă, nu mai face nimica. Nu, noi răspundem privilegiilor lui Dumnezeu. Și de aceea urmează această poruncă. Auziți ce poruncă? Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Adevărul este că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, noi trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos, să ne încredem în Domnul Iisus, să luăm pe Domnul Iisus pentru noi. Însă vedeți în pasajul acesta foarte important. Pavel nu spune că, sau care este autorul cărții Evrei, nu spune că după ce ne-am întors la Dumnezeu și am avut parte de chemarea cerească ar trebui să facem altceva. Ci spune în continuare ar trebui să ne ațintim privirile la apostolul și marele preot. Dar vreau să observați două responsabilități ale noastre aici. Zice să ne ațintim privirile și apoi îl numește pe Domnul Iisus marele preot al mărturisirii noastre. Deci dacă eu nu l-am mărturisit pe Domnul Iisus niciodată, n-am cum să-mi ațintesc acum privirile la El. El ce, ațintiți-vă acum privirile la marele preot al mărturisirii noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem acest moment în viața noastră în care să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Să-L mărturisim ca Domn al nostru, să-L mărturisim ca Mântuitor al nostru, să-L mărturisim ca acela care a luat păcatul meu. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos la comun. El a murit pentru noi. El a plătit pentru noi. El a făcut o lucrare pentru noi. Momentul mântuirii este momentul în care înțeleg că Domnul Iisus Hristos a făcut ceva pentru mine. Și apoi pot să zic mărturisirii noastre, pentru că și eu sunt parte din comunitatea respectivă care îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos. Această mărturisire nu se face așa, nu se ia așa de gata. Eu, oricum, toți îl mărturisim pe Domnul Iisus. Nu este adevărat lucrul acesta. Deci trebuie să existe o mărturisire personală a Domnului nostru Iisus Hristos. Și uitați-vă vremea în care noi trăim și țara în care noi trăim. În vremea Domnului Iisus și apostolilor era ispita asta. Veneau la Domnul Iisus Hristos și mai mărturiseau puțin pe Moise, mai mărturiseau alte lucruri. Și în vremea în care noi trăim, oamenii, dacă întrebi oameni, crezi în Domnul Iisus? Ei cred în Domnul Iisus. Nu este problema că oamenii nu cred în Domnul Iisus. Da? Cel puțin ca și idei în capul lor. Dar dacă te uiți la practica lor de fiecare zi, dacă te uiți atunci când se duc la biserică sau când au o problemă, Doamne, să-ți ajute Maica Domnului, vai să-ți ajute Sfântul Cutoare, vai să te duci să nu știu cine să facă oamenii vorbesc foarte mult despre alte persoane și rar auzi pomenindu-se numele Domnului Iisus Hristos. Și când l-auzi, poate în bajocoră. Ce spune Biblia aici? Ascultați-mă ce zice. Apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Pe cine mărturisim noi? Pe apostolul sau mesagerul lui Dumnezeu? Și marele preot. Cine a fost marele nostru preot? Domnul Iisus Hristos. Pe El l-au mărturisit. Mântuirea vine, e așa de simplu și totuși pare așa de complicat. Mântuirea vine când o persoană cu sinceritate, cu limpezimea minții, înțelege lucrarea Domnului Iisus și îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos. Dar după ce ai făcut această mărturisire personală a Domnului Iisus Hristos, că El este marele tău preot, mijlocitorul tău înaintea lui Dumnezeu, avocatul tău înaintea lui Dumnezeu, că este mântuitorul tău, că este Domnul tău personal, după ce ai făcut lucrul acesta,
Apostolul spune că urmează această a doua responsabilitate. Nu doar să-L mărturisim personal, ci să medităm în continuare precis la persoana Domnului Iisus Hristos. Zice, ațintiți-vă privirile. Sau concentrați-vă privirile exclusiv asupra unei persoane. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Acestea sunt cele două responsabilități ale noastre, ale celor care am fost chemați cu această chemare cerească. Să mărturisim personal pe Domnul Iisus Hristos și să medităm precis la Domnul Iisus Hristos, da? De ce să medităm precis la Domnul Iisus Hristos? Cine este Domnul Iisus? Păi ne zice aici cine este Domnul Iisus. Îl numește aici apostolul. Vezi, Domnul Iisus n-a fost un apostol ca oricare apostol. Un apostol înseamnă unul care a fost trimis. Domnul Iisus a fost mărturisitorul sau mesagerul principal al lui Dumnezeu și unic în felul lui care a venit să reveleze de plin voia lui Dumnezeu. Nimeni n-a mai revelat pe Dumnezeu cum a făcut Domnul Iisus Hristos. El este mesagerul special al lui Dumnezeu, Mesia, alesul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Și apoi spune că este marele preot al mărturisirii noastre. Adică unul care a venit să facă ispășire pentru noi, că asta a făcut marele preot, da? De asta medităm în continuare la Domnul Iisus. Chiar venirea la masa Domnului în fiecare duminică dimineață mărturisește exact acest lucru, ne arată exact acest lucru, că cel care a făcut ispășire pentru păcatele noastre, cel care este marele nostru preot, este Domnul Iisus Hristos. Și de fapt ce facem altceva decât să ne ațintim prin acele două elemente, să ne ațintim privirile nu asupra două lucruri fizice, asupra pâinii și asupra vinului, ci ne ațintim privirile prin aceste simboluri exterioare fizice, ne ațintim privirile la jertfa Domnului Iisus Hristos, la faptul că El este marele nostru preot. Aceasta este o chemare continuă pe care ne-o face aici apostolul. Chemare continuă. Și să știți, aceasta ar fi o verificare foarte bună a multor adunări, a multor predicatori, a multor predici. Dacă Domnul Iisus are vreun lor în predicile acelea. Nu dacă are vreun rol. Dacă are rolul principal. Dacă tot ceea ce se spune și tot ceea ce face o adunare încearcă să ducă audiența sau congregația sau ascultătorii spre, nu spre un ritual, nu spre o doctrină, nu spre o filozofie, nu spre un cult, ci spre o persoană. Creștinismul de nume sau creștinismul fals, că există un creștinism fals din păcate, se diferențiază de creștinismul adevărat în exact acest punct. Rolul nostru nu este să ne ducem împreună, să învățăm împreună niște ritualuri. Eu mi-aduc aminte prima dată când am venit într-o adunare evanghelică, nu știam când trebuie să ne ridicăm, când să ne punem jos, că nimeni nu spunea nimic. Ne ridicam, ne puneam jos, cineva dădea o cântare, noi eram obișnuiți să dea numai una o cântare. Noi eram obișnuiți cu ritualul, cu ritualul. Păi când te-ai obișnuit cu ritualul, te simți într-un fel bine. Dar nu asta înseamnă să fii creștin. Să te obișnuiești cu ritualul unei adunări. Sau cu ceremoniile unei adunări, sau cu obiceiurile unei adunări, sau cu forma de slujba unei adunări. Aia nu înseamnă că mai am învățat și eu cum să roagă, cum să cântă, unde trebuie să stau în bancă, când trebuie să mă ridic, când trebuie să mă pun jos. Sunt om ascultător, am învățat și eu. Sunt și o parte dintre creștini. Nu este adevărat. Repet, diferența fundamentală dintre o adunare de 500 de mii de oameni, dar care exista o adunare din asta, și o adunare de 30 de oameni, s-ar putea ca adunarea de 30 de oameni să fie mai credincioasă decât adunarea mare. Și diferența se face în acest punct. Dacă o adunare sau alta reușește să ducă oamenii sau slujitorii respective, adunării respective, reușesc să ducă oamenii spre o persoană, nu spre un cult, nu spre un ritual, nu spre o ceremonie. A, am făcut ceremonia, mergem acasă, suntem bine. Nu asta e ideea. Vezi, așa am putea judeca și felul în care venim noi la masa Domnului. Noi am venit și am mâncat din pâine și din vin. Am făcut-o și pe asta, m-am făcut-o și duminica asta. Sau în timp ce am mâncat din acele două elemente fizic, eu într-un fel m-am hrănit spiritual din Domnul Iisus Hristos. Adică am trecut cu mintea dincolo de elementele fizice. N-am făcut ceva mecanic. Creștinismul nu este o religie mecanică. De aceea spune să ne ațintim privirile. Să medităm la Domnul Iisus Hristos profund. Profund, să ne gândim la El. Să ne gândim la El. Aceasta este adresarea chemării pe care o face apostolul aici în versetul 1. În versetul 2 până la versetul 6 chiar, în aceste versete apostolul ne argumentează de ce să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să nu uitați, această carte este scrisă evreilor, unii dintre ei încă se țineau cu Moise și cu ritualurile Vechiului Testament și cu ceremoniile de la templu și
Unii dintre ei trecuseră la creștinism și îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos. Dintre aceștia care îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos se împărțeau în două categorii. Unii care îl mărturiseau exclusiv pe Domnul Iisus Hristos și renunțaseră definitiv la alte ritualuri din Vechiul Testament, cum ar fi tăierea împrejur și alte rețineri de sărbători și așa mai departe, însă unii dintre ei au importat din Vechiul Testament anumite elemente și le-au adus în creștinism. Și vă aduceți aminte cam în fiecare epistolă, în Coloseni, în Romani, în 1 Timotei, peste tot se discută despre acest conflict care a existat între iudaizatori și creștini. Adică oameni care au venit și îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos și anumite ritualuri din Vechiul Testament. Și a existat acest conflict. Renunțăm la toate sau nu renunțăm la toate? Având în vedere sau ținând în spatele gândirii dumneavoastră imaginea aceasta, că adunarea căreia îi vorbea aici autorul e compusă din aceste categorii de oameni. Oameni care cochetau cu creștinismul, oamenii care erau creștini dar s-ar fi gândit datorită persecuțiilor să se ducă înapoi, oameni care erau evrei dar ascultau pentru prima dată Evanghelia și nu știau ce să facă. Erau o adunare foarte pestriță. Având în vedere aceste lucruri, argumentul apostolului în acest pasaj este foarte puternic. El începe să-l compare pe Hristos cu Moise. Și întrebarea este, de ce îl compară pe Hristos cu Moise? Că zice versetul 2, care a fost credincios, expune contrastul ăsta, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, Hristos, da? Cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. De ce nu îl compară pe Hristos cu Avram? Cu Iov? Cu Isaac? Nu știu, se compare cu oricine altceva. Până la sfârșitul pasajului compară cu Moise. Oare de ce? Păi Scriptura ne spune foarte clar în mai multe pasaje de ce Domnul Iisus Hristos este comparat cu Moise. Vă aduceți aminte cum începe Evanghelia după Ioan? Căci legea a fost dată prin Moise. Și am mai spus dumneavoastră, sunt unii care zic, oh, nu, legea e legea lui Dumnezeu, nu e legea lui Moise. Legea lui Dumnezeu a fost dată prin Moise. Și vă aduceți aminte că în Evrei capitolul 10 o numește chiar așa, legea lui Moise, pentru că Moise a fost reprezentantul acelei dispensații. Moise a fost reprezentantul vechiului legământ. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și legea lui Moise și dispensația aceea a fost rânduită de Dumnezeu și dispensația aceasta mesianică a lui Hristos a fost rânduită de Dumnezeu. Sunt două faze diferite în planul lui Dumnezeu. Însă unii vreau să le încurce, să le amestece, să nu înțeleagă când s-a oprit una, când începe cealaltă. Și acum, acesta este motivul pentru care apostolul aici argumentează de fapt cu evreii, arătându-le că Domnul Iisus Hristos care a venit acum după Moise a început o perioadă a Harului, o perioadă mesianică care este superioară a tot ce a fost în vremea lui Moise. Și uitați-vă, el expune contrastul în versetul 2, da? Spune, e o comparație care o face, a fost credincios celui ce l-a rânduit Hristos, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. În versetul 3 și versetul 4 ne exemplifică contrastul ăsta dintre Moise și Hristos. Zice așa, că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât al lui Moise. La această afirmație, urechile unui evreu se ciuleau. Unul care are o slavă mai mare decât al lui Moise? Păi cine a avut o slavă mai mare decât al lui Moise? Moise a fost cel care a adus revelația lui Dumnezeu, care s-a întâlnit cu Dumnezeu, a fost prietenul lui Dumnezeu. Cine este care a avut o slavă, zice aici, cu atât mai mare decât al lui Moise? Și apostolul ilustrează ideea aceasta pe care el a indicat-o aici, că Iisus are o slavă mai mare decât al lui Moise, mai slăvit, mai proslăvit decât Moise. De ce? Cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Acum, vedeți dumneavoastră, când cineva construiește o casă sau ți-ai făcut o casă și vine cineva în vizită la tine că ți-ai făcut casa nouă, se uită la toate lucrurile pe acolo, dar în ultimă instanță ar trebui să se gândească la cel care a făcut casa respectivă, nu? Că a fost o înțelepciune acolo, a fost și o minte în spate acolo. A fost o minte în spate. Comparația dintre Hristos și Moise este următoarea. Moise a fost un slujitor al lui Dumnezeu, dar Hristos a fost cel care a construit casa lui Dumnezeu. El a construit casa lui Dumnezeu. Hristos... Biblia folosește imaginea templului pentru biserică, folosește imaginea unei turme, folosește imaginea unei vii, folosește imaginea unui trup. Cine este capul care a inițiat și a construit trupul ăsta, templul ăsta, via asta? Domnul Iisus Hristos, nu Moise.
Domnul Iisus Hristos, nu Moise. Vă mai amintiți că la un moment dat apostolul spune că stânca din care au băut evreii pe vremea lui Moise era Hristos. Da? Era Hristos. Diferența e foarte clară făcută aici și exemplificată prin această imagine a unei case. Dar apostolul merge mai departe, ca nimeni să n-aibă niciun dubiu că asta e o invenție a apostolului. Și în versetul 5 și versetul 6 arată precis diferența dintre reprezentantul legii care este Moise și reprezentantul legământului cel nou care este Hristos. Arată diferența între aceste două perioade de timp. Ce a fost pe vremea lui Moise, ce este pe vremea lui Hristos. Și auziți ce spune de Moise. Moise zice așa. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Ia ascultați. Ca slugă. Și uitați versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu. Vă întreb, cine e mai mare? O slugă sau un fiu? Fiu, nu? E logic. Evreu când citea, e clar. Știa ce înseamnă și un rob în casă de evreu și știa ce înseamnă și un fiu. Fiul, dacă avea și 2 ani de zile, fiul era mai mare decât rob. Era doar o chestiune de timp, el trebuia să ajungă să crească, el era stăpân acolo. Nu era robul stăpân? Robul poate era, în cel mai bun caz, pus un administrator peste bunurile pe care avea să le moștenească fiul. Da? Și diferență clară făcută între Moise și Hristos. Între dispensația legii și dispensația legământului celui nou. De ce? Moise a fost slugă, Hristos a fost fiu. Ia auziți a doua diferență pe care o face apostolul aici. În autoritatea lor zice, Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Țineți minte cuvântul ăsta, în toată casa lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Adică el este constructorul casei lui Dumnezeu. El este autoritate peste casa lui Dumnezeu. Moise a avut o autoritate la Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Printre toți slujitorii lui Dumnezeu. Hristos este deasupra. Hristos este deasupra tuturor. Are o autoritate specială. Deci Hristos se diferențiază de Moise nu doar în poziție, că unul a fost slugă, unul a fost fiu, nu doar în autoritate, unul a fost în casă, Hristos este peste casă, ci și în slujba lor. Auziți ce spune? Care a fost slujba lui Moise? Moise zice, a fost ca slugă ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Aici ni se arată care a fost funcția legii lui Moise, funcția dispensației lui Moise. Ce a vrut Dumnezeu să facă prin Moise? Dumnezeu prin Moise într-un fel a lăsat, dacă mi-ar fi îngăduit această imagine, le-a lăsat evreilor abecedarul Evangheliei. Adică primele lucruri despre Evanghelie. În niște umbre, în niște desene, ca un fel de desene. Dom'le, vedeau în fața ochilor Evanghelia. Că separați de Dumnezeu datorită păcatului prin perdeaua din lăuntru templului. Că pentru a fi iertați de păcat trebuie să aducă o jertfă de sânge. Că plata păcatului este moartea. Învățau Evanghelia prin niște imagini. A fost un fel de abecedar. Știți când îi dă abecedarul copilului, îi pune A, de arată și o imagine a unui cuvânt cu A. Apă, iar arată o apă. A, ca să știe copilul A de la ce vine, de la apă. Așa au avut evreii. Au avut sistemul acela, ritualul, jertfele, porunci, tot ce era acolo, foarte bine pus la punct, foarte precis poruncit de Dumnezeu. De ce? Să învețe pe evrei abecedarul Evangheliei. Dar Dumnezeu n-a vrut ca să rămânem totdeauna cu abecedarul. Cu Moise. Că zice că Moise a fost ca slugă ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Și vă dau un singur exemplu din Sfânta Scriptură, deși aș putea să vă dau zeci de exemple. Aș putea să vă dau zeci de exemple care a fost funcția dispensației lui Moise. Versetul 24 din Galaten 3. Astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. E ca și cum mai spune, astfel Moise ne-a fost, aici spune astfel Moise ne-a fost un îndrumător. Deci scopul lui Dumnezeu prin Moise n-a fost să rămânem la Moise, ci să ajungem la Domnul Iisus Hristos. Repet, aceste cuvinte au deosebită însemnătate, în special pentru un evreu. Un evreu care se despărțea totuși greu de tradiția lor de mii de ani pe care o aveau în slujirea pe care au făcut-o ei înaintea lui Dumnezeu, în acea dispensație venită de la Moise. Auziți ce spune Scriptura? Romani capitolul 3, versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o a dat Dumnezeu fără lege. Și acum repet, urechile evreului se ciuleau. Cum adică neprihănire fără lege? Și spune, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Deci legea nu ne-a învățat că putem fi mântuiți prin lege, ci legea ne-a învățat că putem fi mântuiți prin
Hristos. Repet, Moise cu dispensația lui a propovăduit, a mărturisit despre ceea ce avea să fie vestit mai târziu și împlinit mai târziu prin Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus spune clar. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și au zis ce a reușit, ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și casa lui suntem noi. Și casa lui suntem noi. Este iarăși un pasaj pe care l-am citit de mai multe ori. În locul acesta îl mai amintesc o dată. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Vedeți, în poporul Israel era o adunătură de oameni și credincioși și necredincioși. Și era un fel acolo, un talmeș, balmeș. Dumnezeu a intenționat ca în perioada harului, în adunarea întemeiată de Domnul Iisus Hristos, să fie doar credincioși. Să fie doar credincioși. Și nimeni nu este mădular viu în trupul Domnului Iisus Hristos decât dacă e credincios. Nu este așa, o amestecătură de oameni. Și grâu și neghine, aia e în lume. Nu în trupul Domnului Iisus Hristos. Lucrurile să fie foarte clar. Da, după ce adresează această chemare la credincioșie, noi care am primit chemarea cerească să rămânem cu ochii ațintiți spre Domnul Iisus Hristos, apostol argumentează de ce trebuie să rămânem cu ochii ațintiți spre Domnul Iisus. Că Domnul Iisus e mai mare decât Moise. Domnul Iisus este împlinirea a ceea ce a propovăduit Moise. Și apoi, la final, apostolul aplică această chemare fiecăruia dintre noi. Și într-un fel ne testează. Cum știm noi că am primit chemarea lui Dumnezeu? Chemarea cerească a lui Dumnezeu. Asta este întrebarea de final pe care o pune el acestei categorii de oameni credincioși din adunare. Cum știm că am primit chemarea lui Dumnezeu? Că suntem credincioși. Auziți cum știm. Și casa lui, vă rog să fiți atenți la timpul verbelor. Poate să înțeleagă oricine. Și casa lui suntem noi. La ce timp îi? Casa lui suntem noi. La ce timp îi? La prezent, da? Observați dumneavoastră că casa lui Dumnezeu nu este un cult. E clar? Casa lui Dumnezeu suntem noi. Casa lui Dumnezeu nu este o clădire. Zice, bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Greșit. Mă vezi că ești la casa lui Dumnezeu. Greșit. Casa lui Dumnezeu spune, suntem, casa lui suntem noi. Dumnezeu nu are nevoie de clădire. Să ne fie clar, Dumnezeu nu locuiește într-o casă făcută de mâini, omenești. Spune foarte clar Sfânta Scriptură lucrul acesta, da? Că Dumnezeu a ales să-și lase slava la un moment dat în mod simbolic, acolo asta este cu totul altceva. Casa lui suntem noi, casa lui suntem noi. El ne prezintă poziția noastră, noi suntem casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii casa lui Dumnezeu? Să nu pierdem din vedere nici lucrul acesta. Să fii casa lui Dumnezeu înseamnă să fii locul acela care găzduiește prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă ce face un om în casă. Locuiește în casă, nu? Acum vă gândiți dumneavoastră cât de extraordinar e lucrul acesta să știi că ești locul, că suntem împreună noi oamenii. Nu clădirea, noi oamenii suntem locul în care Dumnezeu a hotărât să găzduiască. Împreună. Noi împreună. Există o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu când frații și surorile se strâng împreună la închinare. Nu zice și casa lui suntem noi în parte, fiecare în parte. Nu, ci casa lui suntem noi împreună. Petru spune că suntem zidiți ca niște pietre vii, ca să fim o casă duhovnicească. Noi împreună. De ce este importantă strângerea noastră împreună? Există o manifestare, repet, a prezenței lui Dumnezeu specială în interiorul adunării. Cine neglijează adunarea se jefuiește pe sine însuși de un privilegiu enorm pe care l-a dat Dumnezeu. Gândiți-vă ce a fost când Dumnezeu s-a revelat pe Sinai. Ce sperietură au tras evreii atunci. Gândiți-vă ce bucurie a fost când slava lui Dumnezeu a coborât peste templu construit. Ce bucurie a fost acolo. Și gândiți-vă că astăzi Dumnezeu promite creștinilor că în adunare El se revelează cu prezența Lui. Și ce dezinteres există astăzi. Ce dezinteres. Unii s-au înfricoșat, unii s-au bucurat, alții să zic, aș putea sta așa acasă să ascult o predică. Atitudinea asta nu este cum trebuie, să știți. Pentru că Dumnezeu a intenționat să ne dea acest privilegiu de a-și revela prezența Lui în interiorul adunării. Ne prezintă poziția noastră de casa a lui Dumnezeu și apoi ne probează această poziție. Cum ne probează această poziție? Auziți cum? Zice așa, și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit, foarte important ceva ce am discutat și joi seară, dacă păstrăm până la sfârșit ce? Încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Uitați care este proba. Proba că ești un credincios adevărat, mie mi s-a părut foarte, aș spune și foarte, așa parcă într-un fel te pune la zid versetul ăsta. Spune
Casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit, nu zice dacă păstrăm până la sfârșit trăirea în sfințenie. Asta este necesară. Cine nu trăiește în sfințenie nu va vedea fața lui Dumnezeu, fără doar și poate. Cine n-are o inimă curată nu va vedea pe Dumnezeu, fără doar și poate. Dar uitați ce spune el, dacă păstrăm până la sfârșit ce? Încrederea. De ce spune încrederea? Pentru același motiv subliniat de atâtea ori, pentru că evreii tindeau să se întoarcă înapoi și să amestece lucrurile pe Moise cu Hristos și ritualurile Vechiului Testament cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a hotărât în adunarea noului legământ. Tindeau să amestece. Dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus, dacă ți-ai ațintit privirile spre Domnul Iisus, dacă l-ai mărturisit pe Domnul Iisus, păstrează până la sfârșit încrederea asta. Și auzi ce spune? O încredere nezguduită. Aici nu spune credință. Spune încredere. Spune încredere, nu credință. Este și un alt termen, chiar în limba originală în care a fost scris Noul Testament. Este alt cuvânt. Este un cuvânt care se referă la certitudine, la siguranță. Eu nu mai am siguranță că sunt iertat, cu alte cuvinte, dacă eram evreu, că sunt iertat sau mi s-a acoperit de păcatele, că am adus o jertfă. Și eu am siguranță fiindcă Iisus Hristos a murit pentru mine. Asta e siguranță. Asta e certitudinea mea. Asta e încrederea nezguduită. Și aș vrea să vă întreb pe fiecare în parte, fiecare să vă gândiți în dreptul dumneavoastră, care e încrederea ta nezguduită? Legat de mântuirea sufletului tău, legat de veșnicia ta, ce încredere nezguduită ai? Că Dumnezeu o să treacă poate cumva peste păcate? Că lasă că suntem toți creștini, asta e încrederea. Că lasă că am mers la adunare, asta e încrederea noastră. Să știți că mulți oameni se încred în aceste lucruri. Mulți oameni care vin în adunare de zeci de ani. Lasă-mă că Dumnezeu să țină cumva cont că m-a rugat atâta timp, că am cântat atâta timp în adunare, că am mers la adunare. Eu nu vreau niciodată să mă ferească Dumnezeu să batjocoresc lucrurile acestea. Acestea sunt niște lucruri sfinte de care trebuie să ne ținem. Sunt niște obiceiuri sănătoase poruncite în Sfânta Scriptură. Să ne rugăm, să cântăm în adunare, să venim în adunarea Sfinților. Adunat adunarea la sărbătoare. Fără doar ce poate. Nu asta vreau să spun, ci vreau să spun că, așa la început, încrederea noastră nu este legată de lucrurile pe care noi le facem. Încrederea noastră este legată de o persoană. Nu de, repet, încrederea nu este legată de o slujbă pe care o facem, ci încrederea este legată de o persoană. Zice să ne păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. De aceea am spus că într-un fel așa parcă m-a izbit pasajul acesta, pentru că pasajul acesta ne învață că trebuie să avem o certitudine a mântuirii noastre. O certitudine a mântuirii noastre. Aproape că nu mă satur, cu cât discut mai mult cu oamenii, cu atâta oamenii vorbesc la fel de mult în felul acesta și mai mult decât atât, oamenii care aud Evanghelia în fiecare, sau ar trebui să aud Evanghelia în fiecare duminică, vorbesc cu nesiguranță. Nu știm, om vedea, dacă m-o găsi pregătit la răpire, dacă am purtat baticul cu trei noduri sub barbă, dacă nu știu ce am făcut, dacă îmi vedea că... Nu știm, astea sunt cuvinte de oameni credincioși. Ascultați-mă. Un om credincios care s-a întâlnit cu Hristos are certitudinea mântuirii. Ascultați-mă. Această siguranță se poate pierde la un moment dat. Îți pierzi siguranța datorită unui păcat, datorită unei perioade de rătăcire sau de răceală. Mântuirea nu ți-o pierzi siguranța, ți-o poți pierde. Dar trebuie să faci tot ce ține de tine să ajungi din nou la această siguranță. Să te gândești din nou. Măi, cine a murit pentru mine? Ce a făcut Hristos pentru mine? Cine e marele meu preot? Cine e mântuitorul meu? Cine a vărsat sângele pentru mine? Ce mântuire mi-a dat el? Și această încredere să crească din nou în tine. O încredere legată de persoana Domnului Iisus Hristos. O încredere nezguduită. O certitudine. Certitudinea mântuirii este o poruncă. Nu doar să fii mântuit e o poruncă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Asta e o poruncă. Crede în Domnul Iisus. Ci și să fii sigur de mântuirea ta este o poruncă. Dacă ne păstrăm până la sfârșit, certitudinea nezguduită sau încrederea nezguduită. Este întrebare în dimineața aceasta. Ai încredere totală în Domnul Iisus Hristos sau nu? Ești tu sigur că indiferent de faptele rele pe care le-ai făcut, Dumnezeu te acceptă pe baza Domnului Iisus Hristos? Sau zici, prea grozav ce am făcut eu. A însemnat să bajocorești jertfa Domnului Iisus, să spun că nu e suficientă să acopere păcatele mele. Crezi tu că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă și nu-i mai necesar faptele tale bune? Faptele mele bune sunt un rezultat al credinței mele adevărate. Faptele mele bune nu sunt o metodă prin care îl îmbunez pe Dumnezeu și îl câștig pe Dumnezeu. Care este încrederea ta nezguduită în această dimineață? Asta este întrebarea. În ce te încrezi? Repet, există această confuzie majoră
și legată de masa Domnului, de care am mai amintit în unele situații. Vin la masa Domnului, am încredere, cu siguranță vin, sigur mă primește de Dumnezeu. De ce? Că săptămâna asta n-am spus nicio prostie. De asta crezi că te primește Dumnezeu. Că săptămâna asta nu m-am mâniat așa mult. De asta mă primește Dumnezeu. Deci Dumnezeu mă privește să mă adapte spiritual din lucrarea jertfitoare a Domnului Iisus Hristos, fiindcă eu am făcut ceva. Nu tocmai de asta a murit Domnul Iisus Hristos, pentru că suntem păcătoși și nenorociți și avem nevoie de mântuirea Lui, să fim iertați și eliberați de păcat. Înțelegeți în câte curse poate să intre sufletul omului care încearcă să se justifice înaintea lui Dumnezeu pe baza altor fapte și să aibă o încredere, să aibă o încredere, dar nefondată. Încrederea nezguduită trebuie să fie specific legată de persoana Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, auziți ce frumos zice aici. Și nădejdea cu care ne lăudăm. Vreau să vă întreb și lucrul acesta, pentru că este foarte simplu arătat în pasajul acesta. Vă lăudați cu nădejdea dumneavoastră? Sau ce nădejde ai? Ați auzit poate de multe ori oameni care vorbesc cu nădejde la timpul viitor. Și vă aduceți aminte de nebunul ăla din Biblie, că așa îl numește Biblia, nebunule. De nebunul acela din Biblie care zicea, câtă nădejde avea ăla. Au scris la limbajul lui. Îmi voi strica grânarele, îmi voi face altele mari, îmi voi strânge acolo toate bunătățile mele. Și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani. Mănâncă, bea și veselește-te. Asta, ce nădejde avea? Avea nădejde? Avea! Să lăuda cu ea, s-o fi lăudat cu ea. Uite mă cât am, ce fac, ce bine îi. Dar vă întreb eu, era aia o nădejde fondată, care avea o temelie? N-avea nimic. Pentru că zice, noaptea aceasta, un lucru pe care Dumnezeu ne-l ar putea spune fiecare dintre noi, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pentru care ai muncit, pe care le-ai agonisit, pentru care te-ai trudit, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Înțelegeți că există nădejdi false și există o singură nădejde adevărată cu care merită și să ne lăudăm. Am auzit oameni care spun, mă, ce, voi sunteți foarte aroganți pocăiții, că voi vă lăudați că voi sunteți mântuiți, voi vă lăudați că noi nu ne lăudăm că noi ne-am mântuit. Este greșit, o înțelege greșit a lucrurilor. Noi ne lăudăm cu o nădejde. Care este nădejdea noastră? Hristos este nădejdea noastră. Hristos în voi nădejdea slavă. Noi ne lăudăm cu ceva ce am făcut noi. Nădejdea nu e legată de ceva ce fac eu. Atunci da, ar fi aroganță și mândrie. Dar în momentul în care te lauzi cu altcineva, arunci atenția și îndrepți atenția spre persoana respectivă. Și noi trebuie să ne lăudăm cu nădejdea aceasta. Când ne-am lăudat ultima dată cu Hristos? Avem noi o cântare, cu tine mă laud, nu? Unde? Unde ne lăudăm mereu? În adunare? Bine ar fi să ne lăudăm și afară. Că au și alții nevoie să audă de nădejdea asta, nu? Însă atâția nebuni din punct de vedere biblic în lumea asta care muncesc, trag. Noi toți muncim și tragem. Dar sunt atâția oameni care nu au niciun fel de nădejde. Dacă ar fi groaf aici finalul, nu mai au nimic. A fost o imagine interesantă legată de lucrul acesta, de nădejde aceasta, pe internet săptămâna aceasta, un om care îl arăta în toată viața lui. Fugim și agonisim și strângea să vedea toți mai mulți bani, mai mulți bani, mulți și se aduna în brațele lui mai mulți bani. Și la final a fost ultima imagine, era el la groapă. Era cu mâinile pline de bani, dar la groapă. Vă întreb, cu ce l-a ajutat? Cu ce l-a ajutat? Stătea în fața groapei cu mâinile pline de bani. Groapa nu are nevoie de banii tăi. Groapa nu te mai lasă să trăiești nici măcar un minut. În plus, zic, mă, dacă ai avut atâția bani pe tine, nu te poți lua așa repede. Nu mă interesează moartea lucrul acesta. Ia la timpul rânduit de Dumnezeu să duce să facă treaba. Așadar, Dumnezeu să ne dea putere să ne încredem în Domnul Iisus și să ne lăudăm cu această nădejde care este legată exclusiv de persoana Domnului Iisus Hristos. Dar de la versetul 7 se schimbă puțin nota în acest pasaj și nu mai avem o chemare la credincioșie, adică la a continua, la a persevera în credință, ci avem o chemare la credință, la credință. Dacă sunt persoane care n-au crezut în Domnul Iisus Hristos, aceasta este chemarea adresată lor. Și această chemare la credință este foarte interesant de observat în acest pasaj, este repetată sau prezentată de 3 ori.
E prezentată odată în perioada monarhică, da, când au fost împărați în Israel, e prezentată odată actual, acum în perioada mesianică, și prezentată odată în perioada mozaică. Da? Moise în monarhie în Israel și acum în perioada mesianică, da? Când avem noi pe Domnul Iisus Hristos. Este foarte important de observat un lucru, foarte important. Din toate timpurile, dinainte de Moise, pe vremea lui Moise, pe vremea împăraților, de la Domnul Iisus Hristos încoace, mântuirea este doar prin credință. Veți vedea, peste tot accentul este pus pe credință. Foarte important. Haideți să ne uităm în primul rând la redarea acestei chemări la credință în generația monarhică a împăraților lui Israel. Este un psalm care este citit aici, psalmul 95, nu mai citim acum. Este un psalm scurt, ar merita să-l studiați acasă. Un psalm, citează psalmul acesta, care a fost făcut în perioada monarhiei, unde în versetul 79 se face o invitație. Auziți ce spune? De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui. Este o chemare făcută. Duhul Sfânt vorbește, da? În Vechiul Testament, în felul acesta se autentifică scripturile Vechiului Testament, care sunt inspirate de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt cheamă și spune, nu vă împietriți inimile. Împietrirea inimii când vine? Împietrirea inimii vine când cineva aude chemarea lui Dumnezeu și zice, și ce spune? Lucru foarte simplu. Nu acum. Nu, el zice, nu-mi trebuie. Nu, zice, nu acum. De aceea zice, cum zice Duhul Sfânt, primul cuvânt care zice Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui. Nu mâine, nu poi mâine, nu răspoi mâine. Și mai jos o să ne arate Duhul lui Dumnezeu de ce să nu resping astăzi, de ce să nu amân pe mâine. Și auziți ce zice? Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Ce înseamnă să fie ceva împietrit? Înseamnă să fie insensibil, piatra. Nu, iei o piatră, tu te vorbești cu o piatră. Că vezi ce înseamnă să fii împietrit. Piatra nu are sentimente, piatra nu răspunde. Dacă plângi, dacă îi faci declarație de dragoste, piatra nu o să zică nimic înapoi, corect? De ce? Că asta e natura ei. Piatra. Inima omului este de asemenea natură. Că cu cât aude cuvântul lui Dumnezeu mai mult și nu primește, se împietrește. Și observați dumneavoastră că Dumnezeu ne arată aici și care este problema fundamentală a omului. Care este problema fundamentală a omului? Este inima. Este inima. Problema nu-s politicienii, să știți. Problema noastră nu-s politicienii. Noi nu suntem hoți. Mai furăm și noi de la stat că politicienii ne fac să furăm. Nu. Problema este inima. Problema nu e că n-am crescut în familii bune. Problema nu e că n-am avut exemple bune în societate. Problema nu e că n-am avut un sistem de educație bun. Problema că n-avem un sistem de sănătate foarte serios ca în alte țări din vest. Nu asta e problema. Problema este inima. Asta spune. Nu vă împietriți inimile. Și vedeți, din această împietrire a inimii ce rezultă? Împotrivirea. Ca în ziua răzvrătirii. Deci, împietrirea inimii duce la o răzvrătire exterioară, să manifestă ce e înăuntru, iasă afară, la o împotrivire. Și această împotrivire spune că l-a pus la încercare pe Dumnezeu. Este o împietrire a inimii, o împotrivire și o încercare a lui Dumnezeu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De ce au văzut 40 de ani lucrările lui Dumnezeu? Pe 40 de ani a târâit Dumnezeu prin pustie ca să-i omoare pe toți. Aceia care și-au împietrit inimile, să n-ajungă niciunul dintre ei în Canaan, decât aceia care au crezut, care s-au crezut în Dumnezeu, nu care și-au împietrit inimile. Nu? Au crezut pe Dumnezeu. Doi au intrat. N-au crezut restul. Au murit cu toții. Da? Asta a făcut Dumnezeu. Asta este invitația făcută generației monarhice, da? A împăraților lui Israel. Și le ședă și un bolt. Știți ce se face? Dumnezeu începe să le aducă aminte de părinții lor. Zice, unde părinții voștri m-au... Aici este interesant. Noi trăim într-o țară în care ne lăudăm cu tradiția noastră creștină. De cât timp suntem noi creștini? Ce a venit apostolul Andrei până în Dobrogea și a evangelizat teritoriul respectiv de atunci și... cât de creștini suntem noi. Auziți ce spune Biblia despre părinți? Unde părinții voștri m-au ispitit. Petru zice că Hristos ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care el moșteniserăm de la părinții noștri. La părinții noștri nu moștenim nicio credință.
Credința s-o dobândește de la Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ioan spune că am fost născuți nu din sânge, nu din voia vreunui om, ci am fost născuți din Dumnezeu, da? Noi nu moștenim la părinții noștri nimica bun. Uitați care este imboldul pe care îl dă. Zice versetul 10, repulsia lui Dumnezeu. Au zis, de aceea m-am degustat. Dezgustat de neamul acesta. M-am dezgustat de neamul acesta. Și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Se vede aici repulsia lui Dumnezeu. Noi obișnuim să spun că Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul, nu? Uite că Dumnezeu se dezgustă nu doar de păcatele omului, ci de om. Au zis, m-am dezgustat de neamul acesta. Este o repulsie a lui Dumnezeu și datorită acestei repulsii lăuntrice a lui Dumnezeu există și o respingere a acestora. O respingere care vine prin confruntarea lor, zice, m-au pus, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, vedeți, iar e problema de inimă, și n-au cunoscut căile mele, pentru că s-au rătăcit în inimă, n-au cunoscut căile lui Dumnezeu. Am jurat, eu condamnare aici, am jurat, dar rămânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Și n-au intrat nici în odihna mântuirii lui Dumnezeu, și n-au intrat nici în odihna aceea fizică din țara Canaanului. În țara promisă. N-au intrat. De ce? Pentru că spune că au avut o problemă cu inima. S-au rătăcit în inima lor și n-au cunoscut căile lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu. Pentru că inima lor, știți foarte bine, a tânjit după castraveții din Egipt, că mai bine mureau în Egipt, că mai bine era în robia din Egipt. Ei tot vorbeau din Egipt, Dumnezeu le-a arătat lucrări extraordinare, vrea să-i ducă într-o țară în care curge lapte și miere și ei spuneau mai bine nu pornea, mai bine să deam în Egipt. N-au cunoscut căile mele, s-au rătăcit în... Li s-a lipit inima de idolii Egiptului, de castraveții Egiptului, de usturoiul Egiptului, de ceapa Egiptului. Vă vine să credeți că pentru ceapa și usturoiul ăla vreau să duc înapoi în Egipt? După ce văd lucrările lui Dumnezeu? Asta este o inimă rătăcită. Nu? Acum, haideți să gândim puțin că e foarte important lucrul ăsta să, și imediat vă arăt de ce e important. Vi se pare dumneavoastră că un om normal la cap ar lăsa țara Canaanului pentru niște ceapă și usturoi și praz? Vă întreb, ăla un om normal? Da sau nu? Spuneți! Noi! Noi, domnule! Cum să lași tu țara în care curge, zice, lapte și miere? S-au dus acolo o țară bogată, binecuvântată de Dumnezeu, udată de Dumnezeu, care pur și simplu îmbogățea pe oamenii aceștia. Îmbogățea la vreo. Și zic, nu? Rob, dar măcar avem usturoi și ceapa noastră și oalele noastre cu carne. Bă, oameni, voi aveți minte în cap. Asta-i fi spus. Bă, voi aveți minte în cap. Dar eu vă întreb. Pentru ce lucruri resping oamenii astăzi pe Domnul Iisus? Pentru ce? Nu pentru lucruri de nimic? Nu e aceeași nebunie și astăzi? Ce o să zică vecinul? Ce contează ce o să spună vecinul? Tu nu înțelegi aici țara în care vrea să te ducă Dumnezeu? Tu nu înțelegi bogăția spirituală, veșnică pe care ți-o dă Dumnezeu? Ce treabă ai tu că o să zică unul sau altul? Că dar ce o să se întâmple, nu știu, ce contează, domnule? Sunt lucruri prea mici. Pentru care nu se merită. Pentru care nu se merită să vindem veșnicia pe care Dumnezeu ne dă fiecare dintre noi. Această chemare, vedeți, această chemare pe care o face Duhul lui Dumnezeu prima dată, o face aici în perioada monarhică, este o chemare, aceeași chemare pe care o face Dumnezeu și astăzi. Auziți ce spune? Versetul 12, este reluată această chemare în generația mesianică, după venirea lui Mesia. După venirea lui Mesia. E reluată chemare. Da? Îi redată chemarea asta și e reluată acum. Auziți ce spune? Luați seama, dar, măi, când vedem exemplu acestor oameni, așa-i numesc, fără minte, luați seama, dar, fraților, auziți ce spune? Ca niciunul dintre voi, adică din comunitatea voastră, din adunarea voastră, care o fi intrat între voi, oameni din aceștia, vezi, e foarte important, nu zice oamenii din lume care nu știu nimica de Dumnezeu. Dintre voi, care au auzit Evanghelia, care au auzit cuvântul, care au auzit chemarea lui Dumnezeu. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să... Și vedeți, e a treia oară când se precizează termenul acesta, inimă. Să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Vezi, Scriptura nu spune, luați seama ca niciunul dintre voi să nu dobândească o inimă rea și necredincioasă, ci să n-aibă. Să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Vedeți oamenii aceștia? Deci să poate în adunare să fie oameni care au o inimă rea și o inimă necredincioasă. Adică să stai în bancă și tu să n-ai credință.
Să n-ai încredere în Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta, să știți, lucrul acesta este deosebit de important pentru noi. De ce să n-aibă o inimă rea și necredincioasă? Pentru că o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Repet, nu este fundamental să vii în adunare. Aici ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești parte din adunarea Domnului Iisus Hristos, e cel mai normal lucru să vii în adunare. Dar primul lucru care trebuie să se întâmple este să fii mântuit și după aceea să fii membru într-o adunare, dacă aș putea să folosesc. Primul lucru important este să fii mântuit. Să vezi că inima ta a fost transformată de Dumnezeu, a fost schimbată de Dumnezeu. Că inima rea și necredincioasă a fost transformată într-o inimă bună și credincioasă. Și credincioasă. Vedeți ce ne desparte de Dumnezeu? În primul rând ne desparte de Dumnezeu, nu faptele. Ci ne desparte de Dumnezeu o inimă. O inimă. O inimă. Dar nu vreau să treceți cu vederea versetul 12 care începe așa. Luați seama, dar, fraților, cui dată responsabilitatea aceasta? Vă întreb, cui? Păstorului, nu? Prezbiterilor, bătrânilor din adunare? Nu, zice, luați seama, dar, fraților, adică fiecare dintre noi ar trebui să veghem în cercul nostru de influență, uitându-ne în adunare, uitându-ne în casele noastre în primul rând, să nu fie nimeni care să aibă o inimă rea necredincioasă, să fie în adunare și să fie despărțit de Dumnezeu. Lucrul ăsta se poate, ascultați-mă, lucrul ăsta se poate. Poate pasajul acesta sau porțiunea asta, pericopa asta ar fi putut fi intitulată, știți, așa m-am gândit eu, din adunare în iad. E posibil lucrul ăsta. Din adunare, ascultând toate lucrurile acolo, Evanghelia, tu să nu fii mântuit, să n-ai încredere în Dumnezeu, să rămâi cu o inimă rea și necredincioasă și să sfârșești unde sfârșești. Este o priveghere care se cere de la fiecare dintre noi. Versetul 13 este o provocare care ni se dă. Auziți ce spune? Ci îndemnați-vă unii pe alții. Da? E o responsabilitate personală a fiecăruia să ne îndemnăm unii pe alții. E o responsabilitate permanentă, zice, în fiecare zi. În fiecare zi. Eu cred că calculele oricum care se fac astăzi în statisticile din bisericile evanghelice sunt dezastruoase. Nivelul de pierdere a copiilor de credincioși în lume este dezastru. Dezastru. Mă, ăla care a crescut în familie de necredincioși și a umblat de tânăr prin baruri și prin discoteci, dom'le, n-ai ce să-l acuzi pe ăla, părinții lui, că așa au fost. Dar niște părinți credincioși care au avut Evanghelia și și-au pierdut așa copiii, lucrul acesta e tragic. Dar auziți ce spune Scriptura? Îndemnați-vă în fie. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă în fiecare zi am face asta? Ne-am îndemnat în fiecare zi. Nu știu, poate deveni obositor la un moment dat, nu? Enervant pentru unii. Bă, chiar în fiecare zi? Biblia asta spune. E responsabilitatea nu doar să priveghem unii asupra altora. Și aici vorbesc fraților din adunare și surorilor din adunare. Să priveghem unii asupra altora, ci și să ne provocăm unii pe alții, să ne îndemnăm. Nu zice să ne bârfim, ci bârfiți-vă unii pe alții. Nu zice să ne vorbim unii pe alții, ci zice să ne îndemnăm. Cum arată diferența? Care e diferența? Fiecare dintre noi putem înțelege. Să ne îndemnăm, da? E ceva făcut din dragoste, ca să-l ajutăm pe celălalt. Să îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, da? E o provocare personală, permanentă, provocare prezentă. Câtă vreme se zice? Las care timp. Eu am auzit poezia asta de o grămadă de ori. Las care numai 12 ani. Și dacă are numai 12 ani, ce? Dacă are numai 12 ani, e prea mic. Cine a spus că e prea mic? Cine a spus că e prea mic? Câtă vreme se spune? Astăzi. Am auzit oameni și am întâlnit oameni și m-am bucurat să aud mărturii de oameni care s-au întors la Dumnezeu de tineri și nu s-au bălăcărit în niciunul din păcatele scandaloase ale lumii acestea. Slavă Domnului! Dar să știți că în general 99% în spate au fost niște oameni care i-au îndemnat, care au stat lângă ei și au condus spre Domnul Iisus Hristos. Nu cineva a condus, a spre mine, nu înțeleg ăștia nimica. Nu, nu funcționează așa. Ci îndemnați-vă câtă vreme se zice astăzi. Da? De ce? E o îndemnare preventivă, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Știți cum funcționează lucrul acesta? Păcatul există în ființa umană și ca o travă, e ca un cancer. Cu cât îl lași mai mult netratat, cu atât te infectează mai tare. De aceea Biblia spune astăzi, când ai auzit astăzi, tratamentul atunci trebuie aplicat. Dacă lași, lucrurile vor degenera. Dacă lași, lucrurile vor degenera. Da, este o priveghere care se cere de la noi, nu uitați.
Pentru generația mesianică, spune, este o priveghere care se cere de la noi, versetul 16, să luăm seama să nu fie cineva cu o inimă necredincioasă. Este o provocare care ni se dă ca să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, ca niciunul să nu împetrească, să se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul nu e un lucru de joacă. Deci, lasă că Domnul Iisus iată că de asta a murit. Nu. Păcatul este un lucru periculos. Și în al treilea rând este o probare care ni se face fiecare dintre noi, versetul 14. Căci ne-am făcut părtașii lui Hristos din nou. Se repetă versetul 6. Dacă păstrăm până la sfârșit, auziți, încrederea nezguduită de la început. Vedeți, la început omul când a fost mântuit, spune Scriptura, a avut o certitudine. O încredere nezguduită de la început. Adu-ți aminte de întoarcerea ta la Dumnezeu. Ai avut atunci o certitudine absolută a relației tale cu Dumnezeu? Uitați, îmi place mie aici cum descrie relația noastră cu Dumnezeu. Zice, ne-am făcut părtași ai lui Hristos. Ne-am făcut părtași ai lui Hristos. Creștinismul aș putea sumariza în lucrul acesta. Să fii creștin înseamnă să fii părtaș cu Hristos. Pavel, după mulți ani de credință, un pasaj pe care îl știm pe din afară, probabil, Filipeni, capitolul 3, și să-l cunosc pe el, știți pasajul, nu? Puterea învierii lui, să mă fac asemenea cu moartea lui, să fie părtaș suferințelor lui, să ajungă la învierea din morți. Știți pasajul respectiv, da? Este viața de credință, asta este o părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Viața de credință, relația cu Dumnezeu este pur și simplu o viață întreagă, a țintit cu ochii spre Domnul Iisus, versetul 1, da? A țintit cu ochii spre Domnul Iisus, având o încredere nezguduită în Domnul Iisus, lăudându-te cu Domnul Iisus, nădăjduind în Domnul Iisus Hristos, pur și simplu sondând și luând în fiecare zi din persoana Domnului Iisus Hristos. Asta e părtășia cu Hristos. Asta e viața. Asta e viața. Asta este creștinismul. O părtășie cu Hristos. Asta e prioritatea numărul 1. Să știi că ești făcut părtaș Domnului Iisus Hristos. Asta este prioritatea. Dar este o probă care se pune aici. Zice, ne-am făcut părtaș în trecut doar dacă păstrăm până la final. Deci dacă la un moment dat am luat-o pe clocoară, zice, n-am fost niciodată. Ne-am făcut în trecut părtaș dacă mergem până la capăt. Dacă nu mergi până la capăt, înseamnă că nu te-ai făcut părtaș. Asta e o probă care se pune aici pentru fiecare dintre noi. Noi putem juca. Ne putem juca. Dacă păstrăm, este o perseverență care se cere. Dacă păstrăm până la sfârșit, auziți, încrederea nezguduită de la început. Dar vreau să mai fac o legătură aici și trecem de versetul 14 ca să încheiem tot pasajul. Ne-am făcut părtașa lui Hristos păstrând încrederea nezguduită. Știți cum ne face părtașa lui Hristos? Cineva în dimineața asta vrea să facă părtașa lui Hristos. Să te faci părtașa lui Hristos înseamnă ca în dimineața asta să spui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Atunci te faci părtașa Domnului Iisus Hristos. Să te faci părtașa lui Hristos, să vii să iei iertarea lui Hristos, mântuirea lui Hristos, eliberarea lui Hristos, să iei toate bogățiile spirituale pe care le are marele nostru preot, mijlocitorul nostru, mântuitorul nostru care le-a câștigat pentru noi, înseamnă să vii să-ți pui încrederea numai în Domnul Iisus Hristos. Să nu te mai bazezi nici pe tine, nici pe alții. Să te bazezi numai pentru lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, în final, la versetul 15, la versetul 19, foarte rapid, textul acesta ne arată chemarea la credință pe care Dumnezeu a făcut-o și generației mozaice pe vremea lui Moise, da? Pe vremea lui Moise, uitați ce zice versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile mele ca în ziua răzvrătirii. Este o, citează pur și simplu textul, în versetul 16 la 18, comentează textul autorul și întreabă, pune câteva întrebări. Trei seturi de întrebări. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit? Și fiți atenți, s-au răzvrătit după ce auziseră. Vedeți când vine răzvrătirea. Au auzit și s-au răzvrătit. Deci dacă aud și nu primesc, asta se numește răzvrătire. N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Asta este prima întrebare care ne arată răzvrătirea lor. Da? Răzvrătirea lor. A fost un mesaj pe care Dumnezeu l-a dat și a fost și un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut pentru ei prin faptul că i-a scos din Egipt. A doilea set de întrebări ne arată repulsia lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? Da, ne arată manifestarea repulsiei lui Dumnezeu și ne arată și motivul. N-au fost oare aceia... Oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupul moarte au căzut în pustie? Da? Răzvrătirea lor, repulsia lui Dumnezeu și respingerea care le-a făcut-o Dumnezeu. Versetul 18. Și cui s-a jurat el că n-au să intre?
în odihna lui. Nu s-a jurat oare celor ce? Nu? Ascultați-le, uitați-vă cum descrie păcatul lor. S-au răzvrătit, au păcătuit și n-au ascultat. Și autorul aici concluzionează textul, versetul 19, ca să înțelegi ce înseamnă să te răzvrătești, ce înseamnă să n-asculți, ce înseamnă să, să păcătuiești, ca să ăștia termenii folosesc. Concluzia. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina? Eu confuz aici. Cum adică n-au putut să intre din pricina necredinței? Păi am putut spune că n-au intrat datorită faptului că au făcut un vițel de aur. N-au intrat datorită faptului că au vrut să-l omoare pe Moise. N-au intrat datorită faptului că au cârtit de atâtea ori. De ce spune că n-au intrat datorită necredinței? Eu v-aș putea enumera cel puțin 10 păcate ale lor. De ce spune că n-au intrat datorită necredinței și nu datorită păcatelor respective? Și zice, pentru că toate păcatele pe care le-au făcut au venit din necredință. Și el concluzionează ce problema răzvrătirilor, neascultărilor, problema păcătuirilor s-a datorat, vedem, dar că n-au intrat. Și el nu zice datorită răzvrătirii, datorită că au bajocurit pe Moise, datorită că au vrut să-l omoare pe Moise, datorită că au făcut vițel de aur. Nu asta spune. Datorită că s-au spurcat cu femeile stricate și au luat femei cu idol și s-au închinat la idol. Nu asta spune. Deci au făcut toate păcatele astea. A spus, n-au intrat datorită? Ne credeți, înțelegeți, în tot pasajul acesta este un singur lucru care se punctează și parcă ni-l aruncă în ochi și credincioșilor și celor care sunt chemați la mântuire. Problema toată se trasează într-un singur punct. Dacă ai sau nu ai credință. Pentru că dacă ai credință, credința aceasta o să ducă la fapte ale credinței. Dacă nu ai credință, ai necredință și necredința aceasta o să ducă la faptele necredinței. O să ducă la faptele necredinței. În această dimineață am avut și am văzut în pasajul acesta o chemare la credință, la credincioșie pentru cei credincioși și o chemare la credință pe care Dumnezeu a făcut-o generației mozaice pe vremea lui Moise și au respins-o, o chemare la credință care a fost făcută generației monarhice și o chemare la credință reluată, redată, repetată, reînnoită pentru noi astăzi, generația mesianică care vine după Domnul Iisus Hristos, generația Harului, din nou o chemare la credință, la încredere nezguduită în Domnul Iisus Hristos. Și închei cu acest cuvânt pe care trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi. Dumnezeu a creat omul perfect. Dumnezeu este stăpânul lumii acesteia. Dumnezeu ne dă viața, ființa și mișcarea. Dumnezeu ne dă suflarea. Dumnezeu e stăpânul nostru, proprietarul nostru. Dumnezeu are drept total asupra ființelor noastre. Suntem într-o lume în care consumăm binecuvântările lui Dumnezeu. Împreună cu Adam, fiecare dintre noi am păcătuit în același fel. Ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. L-am respins pe Dumnezeu. N-am ascultat de Dumnezeu. Toți avem o viață de păcat împotriva lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a rezolvat această problemă în persoana Domnului Iisus Hristos la crucea de la Golgota. Când Iisus Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu, a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu care cereau ca noi să murim. Le-a satisfăcut Hristos murind El în locul nostru pentru noi. Repet, absorbim mânia lui Dumnezeu, murind moartea noastră, fiind judecat în locul nostru. Și ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să răspundem acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos, acestei lucrări a Domnului Iisus Hristos, prin credință și pocăință. Să ne punem toată încrederea numai în Domnul Iisus Hristos, să lăsăm lumea în spate, să lăsăm păcatul în spate, să lăsăm trecutul în spate care este spălat total în sângele Domnului Iisus Hristos și să ne dăm viața total Domnului Iisus, să umblăm cu El, să trăim cu El, să-L avem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților noastre și să ne păstrăm această încredere cu care începem. Și mă rog pentru dumneavoastră și îmi doresc pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, ca să intrăm în această odihnă a mântuirii Domnului nostru Iisus Hristos, numai prin credință, spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea noastră în viața aceasta și eternă. Amin.